La orele amiezii a avut loc încă un accident de circulație în Baia Mare. Victima i-a căzut un tânăr de 17 ani. Evenimentul rutier s-a petrecut la intersecția Bulevardului Republicii cu strada Oituz. Conform site-ului vasiledale.ro, minorul voia să traverseze pe cealaltă parte a străzii când a fost surprins de o mașină. Adolescentul se afla pe trecerea de pietoni marcată și semnalizată corespunzător, însă șoferul neatent l-a acroșat. La fața locului s-au deplasat echipaje smurd și de poliție, iar victima a fost transportată la spitalul județean de urgență baia mare. Conducătorul auto care nu a reușit să evite impactul este un bărbat în vârstă de 21 de ani. Pe numele lui s-a deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.